pentru că omoară 99,9%. Ah, am înțeles. De exagerările din, din reclamă, am înțeles. 99,9% dintre bacterii și inactivează virusurile. Ce înseamnă cuvântul expertiză? Expertiză criminalistică. Expertiză, um, din câte știu, expertiză, e expertiză criminologică, adică expertiză e, nu? Nu, no, mama făcea că expertiză contabilă, eu acolo am auzit prima dată expertiză. Nu e o investigație, expertiza? pentru că omoară 99,9% dintre bacterii și inactivează virusurile. Se pot face expertizele în contabilitate în mai multe domenii. A vrut să spun o experiență, dar euh, expertiză sună mai important. Și probabil au făcut expertiză globală. Eu cred că expertiză sună, domne, oamenii, adică experiență are oricine. Dacă ai trei destul, ai niște experiență. Noi nu facem expertiză, noi nu o facem noi expertiza. Vine cineva și ne face și face expertiza comediei de tip stand-up comedy. Mi se pare că la ultimul a avut o chestie foarte bună cu anger pe care o simte. Oricine poate să aibă experiență. La expertiză e experiență plus știință. Facem un fel de expertiză, da. Expertiza e domnul ăștia, chiar știu ce fac, au expertiză. Îi facem expertiză, ai dreptate. Și acum la fel și George, rog George Rogan, care nu putea zica, bă, da, totuși nu, că poți să faci anumite, nu, 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 trebuie să fie rău. Știi ce cred că e o diferență? Este că noi spunem chestiile alea la un podcast care nu e considerat ca un podcast de expertiză. E o părere. Și-a dat seama că din angerul ăla, cât de mult, într-adevăr, le-a le ajutat în creativitate. Expertiză sau experiență? Conform dicționarelor actuale ale limbii române, expertiză nu este echivalent cu experiență. Expertiză este un substantiv care are un rezultat concret, punctual, repetabil, în diferite contexte. Expertiza este raportul de evaluare realizat de un expert într-un domeniu. Prin urmare, expertiză nu înseamnă competență, abilitate, calificare ori experiență, sensuri cu care este folosit cu obstinație în limba actuală. Expertiza poate fi tehnică, medicală, Legală, legală, politică, în funcție de specializarea expertului care o realizează. Dar experiența poate fi globală, sau mai exact, la nivel global. Expertiza ar trebui să fie un document oficial undeva ștampilat. Trebuie cineva să semneze că da, așa e. Și un podcast nu e niciodată semnat. Nu? Se e super dark, tot bă, dar rău de tot, da. e oribil, tot, e știu, nașpa, mă, speciali, și foarte, da, da, foarte, foarte, foarte dark. Știi la ce și m-aș referi când zic expertiză în stand-up? Uh, și să știi că nu știu la noi neapărat, noi, noi adică generația mea, care am pornit în 2003-2004, uh, am fost destul de interesat să aflăm, să consumăm stand-up. Uh, aproape toți. Eram foarte curioși, că nu știam uh, ce s-a întâmplat în schimb cu generațiile Care au venit după noi Este că din ce în ce mai puțin au fost interesați Să consume stand-up uh, din afară Rău, rău Eu Că trebuie că să influențat. fie rău Este divertisment Spun niște lucruri care să stârnească râsul În niciun caz nu spun Nu îmi dau cu părerea care să însemne ceva Să stabilească Da, așa este adevărul suprem Nu, îmi dau cu părerea Păreriști sunt oameni care pur și simplu Nu pot să, nu pot să tacă este hai să vorbim de degeaba, căci așa cum mâncăm fast food, ascultăm fast talk. Fast e repede, adică vorbești fără să gândești. Hai că fără să gândești prea mult, mai aprofundat, fără să aprofundezi, să zicem. Da, e așa, din gură, să, cum, cum fac acum. Asta, așa o văd eu. Podcastul este un junk talk. Eu nu știu de ce oamenii ascultă podcasturi. Eu nu le-aș recomanda să asculte podcastul. Dar ascultă și eu ce să fac, să mă opresc, m-aș opri. Dar dacă nu o fac eu, o fac ceilalți. De ce acuzăm pe toți politicienii, funcționarii publici, țin de scaun? Nu am o expertiză asupra acestei... Da, da, sunt cuvinte care, care atârnă greu. Expertiză e un cuvânt care atârnă foarte mult, domnule, Expertiză și globală. Pentru că omoară 99,9% dintre bacterii și inactivează virusurile. Adică, pf, nu știm numai pe aici, știm peste tot. Vedem. Scrieți-ne în comentarii, lăsați share, subscribe. Ai, ai dreptate, ai dreptate, dreptate exact, dar nu te e prea mult. Este câtă da, viteză exact să așa prinzi așa în este. 200 de metri până la semafon? Da. da.